Bezfosoil. Calitatea compostului. Bună, sunt Jacques. Sunt cercetător la FIBL și am studiat timp de peste 30 de ani calitatea și utilizarea compostului. Astăzi vă voi arăta în acest film cum să evaluați calitatea unui compost cu metode simple. Scopul este de a determina pentru ce activitate se poate utiliza compostul. Am aici o probă de compost. Este foarte important ca eșantionul să fie omogen, astfel încât să fie reprezentativ pentru întreaga grămadă de compost. Prin urmare, eșantioanele trebuie prelevate din întregul morman și apoi amestecate complet înainte de analiză. Pentru aprecierea calității compostului, voi avea în vedere doi factori. În primul rând, voi folosi măsurători chimice simple pentru a analiza parametrii care variază în timpul procesului de compostare, cum ar fi pH-ul, salinitatea și diferite forme minerale de azot, care sunt amoniu, nitrit și nitrați. În al doilea rând, voi face un biotest folosind plante, mai exact creson, pentru a vedea reacția acestei plante odată ce intră în contact cu compostul. Pentru analiza chimică simplă, voi face două extrageri. Prima este cu apă pentru a măsura salinitatea compostului. A doua extracție se face cu clorură de calciu pentru măsurarea pH-ului și a cantităților de azot, mineral, amoniu, nitriți și nitrați din compost. Adaug 500 ml de apă în acest recipient. Apoi, adaug 50 de grame de compost în recipientul cu apă. Apoi, adaug 500 ml de clorură de calciu într-un al doilea recipient, adaug și 50 de grame de compost în acest recipient. Închid recipientele bine înainte de a le agita timp de o oră. Acum voi agita cele două sticle cu 50 de grame de compost în 500 ml de apă sau clorură de calciu timp de o oră. Valoarea pH-ului compostului este măsurată în extractul de clorură de calciu înainte de filtrarea sa. În general, valoarea pH-ului unui compost proaspăt variază între 8 și 8,5, iar al unui compost terminat între 7 și 7,5. Acum, voi filtra cele două extracte pentru următoarea analiză. În extractul de apă, voi măsura salinitatea. În extractul de clorură de calciu, voi măsura diferitele forme de azot mineral, nitriți, nitrați și amoniu. Pentru a obține suficient lichid pentru analiză, filtrarea va dura ceva timp, între o oră și două ore. Din acest motiv, trebuie să începeți analiza dimineața, dacă nu doriți să terminați noaptea târziu. Acum am suficient extract de apă și, prin urmare, pot măsura conductivitatea electrică a extractului. Acest lucru ne oferă informații despre salinitatea compostului. Acum am și suficient extract de clorură de calciu și pot măsura cantitatea de nitriți, nitrați și amoniu. Voi începe cu analiza nitriților. Acesta este un aparat pentru identificarea rapidă a nitriților. Este foarte simplu de manevrat și poate fi utilizat pe câmp. O bandă de testare este introdusă în extract și apoi introdusă în aparat. După 15 secunde, rezultatul este afișat pe ecranul aparatului.
În acest extract nu avem o cantitate detectabilă de nitriți. Acesta este un semn bun. Nitritul este un indicator că au apărut condiții anaerobe în compost, ceea ce nu este de dorit. Analiza privind nitrații este puțin mai lungă. Are nevoie de 60 de secunde. În câteva secunde, voi ști cât de mare este cantitatea de nitrați din extract. Această valoare poate fi utilizată pentru a calcula conținutul de nitrat pe 1 kg de compost uscat. Analiza amoniului este puțin mai complicată. Am turnat 5 ml de extract într-un recipient mic, apoi adaug 10 picături de reactiv 1, urmate de o lingură de reactiv 2 în recipient. După agitare, pentru a dizolva reactivul 2, folosesc din nou o bandă pentru a testa. Durata analizei testului este lungă. Are nevoie de 8 minute. Pentru biotestul cu plante, voi folosi Cresson. Voi face două teste diferite cu Cresson. Primul test este testul deschis. Folosesc vase mici de plastic cu diametru de 9 cm. În acest test, Cressonul va răspunde la contactul direct cu compostul. Al doilea test este testul închis. Pentru acest test, voi folosi borcane de plastic. Acestea vor fi umplute pe jumătate cu compost și apoi vor fi închise ermetic. În aceste condiții, Cressonul nu va reacționa numai la contactul cu compostul, ci și la gazele generate de compost, mai ales dacă acesta nu este încă terminat. Prin urmare, al doilea test este foarte sensibil, în timp ce primul mai puțin. Compostul testat este întotdeauna comparat cu un substrat de referință. Această referință este un substrat de turbă modificat cu îngrășământ mineral pentru a obține răspunsuri stabile de durată. Pentru testul deschis, trei recipiente sunt umplute cu compost și de asemenea cu substrat de referință. Aceasta pentru a asigura calitatea și credibilitatea testului. Cantitatea folosită pentru testul închis este de 500 de ml într-un borcan cu volum de 1 litru. Apoi, adăugăm aproximativ 1 gram de semințe de Cresson în fiecare recipient. Nu cântăresc semințele, dar folosesc o lingură calibrată. Distribui semințele pe toată suprafața vasului. Pentru testul închis, adaug de asemenea 1 gram de semințe de Cresson. Este important ca semințele să fie plasate pe lângă margine, pentru că în acest test voi măsura lungimea rădăcinii. În testul deschis, voi măsura greutatea plantelor, în timp ce în testul închis, lungimea rădăcinii. Rezultatele sunt comparate întotdeauna cu cele ale substratului de referință. Acest lucru permite compararea rezultatelor testelor efectuate în diferite momente din an, vara sau iarna, chiar dacă condițiile de mediu nu au fost aceleași. Apoi, umezez suficient compostul și închid ermetic borcanele. La fel pentru testul deschis. Ceea ce este important pentru acest test este să acoperiți vasele cu un plastic până la germinarea semințelor, care durează de la 24 până la 48 de ore. În caz contrar, suprafața compostului s-ar putea usca, iar semințele nu vor germina. Aceasta ar putea fi interpretată în mod greșit
ca o problemă a calității compostului. Este important ca toate vasele și borcanele să aibă suficientă lumină, dar nu în lumina directă a soarelui. În caz contrar, temperatura în borcane se va ridica prea mult, iar plantele nu vor crește, vor fi fierte. Iată plantele după 7 zile de creștere. După cum puteți vedea, cresonul de pe substratul de referință a crescut foarte bine. În schimb, unele composturi ca acesta foarte proaspăt au inhibat creșterea cresonului. Dimpotrivă, pe un compost mult mai copt, cresonul a crescut destul de bine. Pentru evaluarea testului deschis, măsor greutatea germenilor. I-am tăiat la 1 centimetru deasupra solului. În testul închis, puteți vedea creșterea bună a rădăcinilor pe substratul de referință, în timp ce pe unele substraturi de compost, creșterea a fost mult mai mică. Acest test este într-adevăr mai sensibil decât testul deschis. Pentru evaluare, măsor lungimea medie a rădăcinilor. Apoi, calculez procentajul lungimii rădăcinii în comparație cu lungimea de pe substratul de referință. Pentru interpretarea rezultatelor testelor, veți găsi valori de referință în fișa Best for Soil privind calitatea compostului. Această fișă informativă este disponibilă gratuit pe pagina de web Best for Soil.